Dr. Mit recomandă Laserostop, prima rețea europeană specializată în tratarea dependenței de fumat. Acum și în România. Bine ați venit la Dr. Mit, medicină pe limba ta. Sunt Dr. Bogdan Ivănescu și mi-am propus să caut adevărul din spatele miturilor în care am ajuns să credem, precum că dacă ieși iarna afară cu părul ud, răcești la cap, sau că la fel de bine, dacă bei vara apă rece, faci aprindere la plămâni. O altă credință la fel de bine înrădăcinată în mintea noastră este aceea care spune că dacă nu ești înfofolit bine pe vreme rece, o să răcești. Nici nu mai are rost să atrag atenția că rădăcina celor două cuvinte este aceeași, recens, care în latină, printre altele, înseamnă și proaspăt. Dacă e o credință corectă sau doar un mit, aflăm imediat aici la Dr. Mit. Ca să aflăm, ar trebui să știm ce este de fapt o răceală. Iar răspunsul este simplu. O răceală poate însemna 3 lucruri. O infecție virală ca în gripă, o infecție bacteriană ca în popularul guturai sau un răspuns al structurii pulmonare în sine ca în enfizemul pulmonar. Acum că știm ce înseamnă răceala, poate frigul de unul singur să ne provoace răceală? Vă văd că dați din cap negare și vă felicit. Evident că nu. Răcim iarna nu din cauza că e frig, ci din cauza că virusele sau bacteriile cu tropism respirator, adică cele ce ne iubesc plămânii, trăiesc mai bine la temperaturi mai mici decât cele ale verii. Și atât. Gândiți-vă la toți salvamontiștii care muncesc iarna în frig sau la toți alpiniștii care cuceresc vârfuri imposibile. N-ar trebui să aibă nicio șansă pentru că ar fi răciți din cauza expunerii la frig. Așa că mai bine vă vaccinați antigripal, folosiți masca chirurgicală în aglomerații umane mari și lăsați-i pe cei mici să se joace în frig. Expunerea cu bun simț la extreme termice doar îi călește. În concluzie, nu răcești de la frig. Acesta este un mit ca multe altele pe care le disecăm aici la Dr. Mit. Iar dacă e să ne uităm la un adevărat dușman al plămânilor noștri, ei bine, acela e fumatul. Dar avem o soluție și pentru el. Întreabă și cercetează și nu pierde Dr. Mit. Dr. Mit recomandă Laserostop, prima rețea europeană specializată în tratarea dependenței de fumat. Acum și în România.